și... Vai! Uite aici este miercul. Iar acum să încercăm niște bruscuțe. Stai lipită, tate. Hai să luăm o lingurițion și un furculițion și... Mergem la manzon! Vai, ce e aici? Nimeni astăzi nu mănâncă nici broaște și nici melci. Tacâmurile pentru melci. Vedeam că seamănă cu gust de fierbe. Fiecare melc are locul lui în furfurie. Mircea și cu mami cred că vor rămâne frământ. Deja? A două broscuțe toate. Nu știu încă cum de ne-au hotărât noi să mâncăm așa ceva. Audindu-mă așa muzică, nu poți să mă spui că la langue française e trebuie. E frumoasă limba. Pre. Și melodioasă, tate. Nu mai mult melodioasă decât limba română. Salutări tuturor abonaților care locuiesc în Franța, dar și în Paris. Și cei care ne urmăresc, salutări. Direct la muzeul Louvre aici din Paris. Este un muzeu de talie mondială pe care îl vor să vă vadă orice francofon. Dar și nu numai. Iată așa se cu castane aici. Castane, kebab, castane. Și uite ce e aici. Parcă vivim aici pe acoperișul din Louvre. Așa e. Este simbolul Louvre-ului. Sunt foarte mulți turiști. Da, copii mai aproape unul de altul. Noi suntem mulți. Să nu ne pierdem. Sunt mulți oameni. Matei este încântat de soldați. Da, salut! S-a sfiat puțin. Da. Eu tot arată la fiecare soldat care patrulează aici, arată salut! Și iată toți cei ne încojoară aici reprezintă Muzeul Louvre cu diferite departamente, dar nu doar această clădire este reprezintă Louvre, ci și subteranul, care este extrem, extrem de mare. Și de fapt această piramidă din spatele nostru este intrarea în Louvre și simbolul acestui muzeu. Este rândul care duce spre intrarea în muzeu. Eu zic că în jumătate de oră reușești să intre. Iar Matei aici pozează pentru contul lui de Instagram. Matei Mele Mii, cine nu știe, intrați și dați-i un follow. Un banc francez despre simbolul Franței, simbolul Parisului, Tour Eiffel, spune că un domn care nu iubea să vadă Tour Eiffel-ul mânca într-un restaurant din Franța, doar că unde credeți mai voi? Unde? În Tour Eiffel, că era unicul restaurant din care nu se vedea turnul Eiffel. De fapt, el nu vroia să vadă turnul pentru că din orice colț al orașului se vede Tour Eiffel. Chiar și de aici îl putem observa. Și aici, wow! E restaurant? Da, mami. Vai, pe culoar. Le Café Marly. Pilonii ăștia, mami, îi dau o senzație de un tunel foarte, foarte impresionant. Am văzut astfel de tunel și în Anglia, în Londra. Dar despre asta vorbim altă dată. În alte călătorii. Cel mai scump șor. Aici avem o piață cu mini persoară, se poate multă, da, pițucă. Pițucă, cum zice, mami, nu știu. Am ajuns aici, de la mi s-a făcut foame. Hai să mergem să mâncăm. Prin pasajul panoramic. Vai, ce frumusețe, tati. De fapt, în Belgia, în Bruxelles, văzusem așa ceva, dar aici e ceva specific și la fel de frumos. Deci, tati, hai să luăm o lingurițion și un furculițion și... Mergem la manjon! Mâncărăsion! Sigur, nu ne descurcam cu mașina. Uite ce ambuteiaje sunt. Cu metrou e cu mult mai rapid și cu mult mai repede ajungi la lucru. Matei, de unde fugi, Matei? Da, dar e parcă să o iei acasă aici. Se duc înainte, fără noi. Ce zici? Să testăm? Să prindem broaște ca și băiețelul acesta? O să prindem, Ani, chiar să păpăm, să încercăm și niște melci. Nici într-un caz, tati! Nimeni astăzi nu mănâncă nici broaște și nici melci. Eu nu permit! Dar eu zic să luăm doar melci și broaște și nimic altceva. Este un fel de pod și poți să urmărești de aici. Iar noi acum plecăm la Courneuvel. Hai la Courneuvel! Da, Mircea cu Melissa sunt înainte, tati, să nu-i pierdem!
Eu caut un restaurant anumit, dar am nevoie de telefon. Priviți aici orașul Paris, este foarte frumos. Chiar e frumos. Foarte multă lume. Și tati, ai reușit? Tot caut. Ce ceva, e ceva Danton. Foarte frumos orașul. Și e destul de accesibil. Pe jos, cu mașina, cu transportul public. Oricum este mai aglomerat decât Clujul. Intrăm în alt pasaj. Dar ce urmează acum? Nu știu dacă trec testul eu. Mircea, ia privește ce mașinuță aici. Pentru tine, uite. Exact dimensiunea ta. Și Renu. Ce ai găsit? Ceva de aici? Mi-a șteaptă o aiche. Mi-a șteaptă o aiche. Și nu mai o aiche, mami. Da, și mergi. Dau dacă sunt. Unde am ajuns? Iată și poliția cum arată aici, cu motocicletele. Ceva s-a întâmplat acolo. Mami, hai de mă tocat. Vai! Și mami, am fost oprită și drumul. Circulația. De ce și-am văzut polițiștii? Bine că noi nu suntem acolo, tati. În apropiere. Păcat că se întâmplă la chestii, dar... Ne pare foarte rău, dar noi continuăm călătoria noastră, chiar dacă se întâmplă și din astea. Poliția blochează drumul. Și tati, totul s-a întâmplat în fracțiuni de secunde. Noi când traversam strada, am văzut cum ei s-au oprit, au fluierat toți să oprească. N-am zis ce se întâmplă, dar... Eu am filmat puțin, că ziceam vreo demonstrație ceva și când am văzut partea aia, ați văzut și voi mulți focul. În partea cealaltă. Și probabil, într-adevăr, e un autocar, pentru că e ceva masiv. Mami, dar seara, metroul este plin, extrem de plin. De lucru, este archi plin. Ne aduc aminte de troleibuzele când plecăm noi studenți venind la universitate, îți amintești? Mulți n-au urcat, nu s-au îmbrăzit, dar dacă eram mai mulți moldoveni, cred că... Rămâneam acolo. Încăpeau dublu. Lumea ne-a mergit la roșu aici, mami. Am observat de multe dar ori. Dar noi așteptăm verde. Chiar dacă ne grăbim, așteptăm. Ne grăbim încet, că nu au plecat foarte departe. De noi? Chiar dacă s-au grăbit. Și a reușit și noi, și ei, într-același moment. Am fost la un restaurant care avea meniu ceea ce căutăm, dar este închis, se deschide abia la ora 19. Dar noi mai cunoaștem încă unul, tati a văzut și sper să fie deschis. De fapt, noi vrem să mâncăm broscuțe și mierci. Să nu ne ducă planul peste cap, de altfel, ziua Melisei nu va fi împlinită și nu vor fi îndeplinite toate punctele de pe planul lui tati. Ia priviți ce mașină, ca din aia de luptă. Vai, uite ce textură are și asta mașină. Parcă a fost cusută. Parcă are țesătură deasupra. Și iată că am reușit. Am ajuns. L-am găsit. Ce ești deschis? Să vedem dacă au ceea ce căutați voi, tati. Vai, ce aici? Midi? Mirosă crește. Vai, și creveți din ăștia regali. Ne-au privit aici, chiar dacă nu au avut rezervare. Au zis că sunt copii mici. Au zis că... Au telefonat tati undeva. Au întrebat și ne-au primit. Mami, vreau poate de murate și nezeamurate. Noi am făcut comandă de cei mai mari mergi, deci de restaurant. Nu una, ci două porții anual. Și cel mai important, că nu doar mergi, ci și două porții de broscuțe. Mircea și cu mami cred că vor rămâne frămâni. Numai ce ne-au adus ustensilele, tacâmurile pentru mielci. Pentru mielci? Cum se mănâncă? Idei nu am, habar nu am. Să întrebăm imediat. Aici este un sos, nu știu cu ce. Cred că cu ceapă. Și oțet și vin pe care și soie.
ceapă, usturoi, dar și mai are ceva. Creveți regali și midiile uriașe deja au venit. Și privește, tati, cum stau în gheață, iar peste ele trebuie să stoarcem sucul de lămâie. Uite așa. Ești sigură? Da. I-am mai zis. Așa. La fiecare. De fapt, mami, a tras cu pe la vecini și am văzut cum se papă. Am primit instructajul cum se mănâncă. Deja și-am spus. Milk, și uite, unul este aici. Privește aici. Cu ăsta îl apucăm. Așa. Îl punem aici, îl transferăm pe platou. Avem astfel de furculiță specială cu care... Ah, stai, tăti, că l-am luat pe celălalt care a fost scos. O clipă. Uite așa. Și... Vai! Uite, aici este mielcul. Și tăti... Se mănâncă, tăti! Nu, după că ții midii. Iar Matei și-a luat cartofi pai francezești. Și la ei are un sos cu cărniță de văcuță, steak. Poftim? Înțelegi că e un mers. Hai, iau mers. Eu? Nu vrea. În ce nu vrea? Melissa? Ia să vedem cum se descurcă Melissa. Miroase a urzică. Așa, cu timp, cu timp. A ieșit. A ieșit. Super, Melissa. Pentru prima dată e perfect. Și gustă. Așa, dă-i cer. Melissa, cea mai curajoasă pentru că mănâncă mielci. Ea merită un like. Mami, dar uite, ce-i cu farfurile astea? Tati, privește, fiecare melc are locul lui în farfurie. Probabil au fost gătiți chiar aici, tati, în acest vas. Și nu se răstoarne și rămâne acolo urzică sau ce e asta, mami? Tati, cred că e ulei de măsline. Cu ce? Sos de urzici și melci. Și să încerc pentru prima oară. Wow, chiar tot? Gustos! Wow! Ce seamănă să? Smidii! Eu credeam că seamănă cu gust de vierme. Toate că n-am mâncat nici de una, nici de alta. Ca să încerc și eu. Sigur. Stai, cum se putea? Ah, stai, ce nu. Și? Tati? Unde-i? Este. Și? Rapid, tati, rapid! Mami, incredibil! Milk? Plecăm acasă și începem a strânge milk. E extraordinar! Tati, uite cum stă, tati, moale, ia privește-l! Parcă e limac, stati, mil din ala fără case. Păi așa e. Hai. Ia Melissa și-a luat una. S-a trecut la următorul? Da. Hai, mami. Nu, iau-o întreagă. Așa, și-o rugă-mi. Cum îți pare? E ok. E bun. Doar că mami o să mănânce cu pâine. Dar vreau și eu să mănânc cu miel. Ți-a făcut poftă? Pentru că nu-i nimic altceva pe masă. Tati intenționat n-a luat comandă, n-a făcut de altceva. Cuptii micilică. Așa, să vedem. Vreau să-i cașcaval. Și mircea. Hai micilică. Hai să vedem. Hai, hai, si, si. Te nimerești cu făculiță? Hai că e gustos micilică. Ia privește la noi. E gustos? Ia să vedem. Wow! Eu sunt impresionată de Mircea. Dar mami, și-am pus gura cu cartofi fai. Dar aici în mână țin câteva lăbuțe de broaște. 10 broscuțe, mami. Ce zici că mâncăm așa cu mâna? Nu e nicio problemă. Doar și o midie sau cum se numește asta, mami? Nu știu cum se numește precis. Coici, midie. Da, și eu se gust. Midii regale și spăci regale.
Amare, amare. Și cel mai important, că se păstrează afară, în gheață. Era acolo afară. Eu credeam că se mănâncă caldă. Și eu îmi gândeam așa, că și midi e, da? Vrei să guști midi? Da. Dar cu sos midi, sa? Cu sos? Cel de jos. Uite de aici de sus. Da, da, da. Hai, mami, prezintă tu. Cum se mănâncă aceste idei? Uite, acest sos cu ceapă, cu rodii, cu soie, se pune aici. Adineauri am presărat aici suc de lămâie și cu furculițe, toate furculițe din alea trei așa, uite că am găsit aici. Cu trei deja? Și ea. Dacă e lipită, tate. E ok, lipită bine. Lipită bine, dar nu știu cum sunt. Ca și mirce, ca și spăcile. Fără nimic? Și cum e? Gustos? Mami, ai reușit să-ți lipesc? Nu știu, am făcut corect sau nu, să ne spună cei care ne privesc. Hai să mă. Tati, parcă este pește, piering și am văzut un pic că beau și sucul ăsta de aici din interior. Hai, mami! Hai, mami! Hai, mami! Hai, mami! Hai, mami! Arată? E butut? Bravo, mami! Și mai mănânc și orez, tati! Repede! Iar creveții se curăță la fel cu mâna. Se curăță ușor, tati, că sunt mari. Da, sunt extrem de mari. Aici avem maioneză, care se mănâncă cu creveți. Nu știam, tati. Mami, am băut o scuie. Păi, da. Nu cred. Incredibil. Cum e? Toate, văd că tot mănânci din ea și nu se mai termină. Mami, e extrem de bun. Nu știu cum să mă trebuie cu mâine aceasta. Poftă bună, tati. Este! Cum e? Seamnă curate, gustos. E gustos! Matei, este amator ca și Melissa? Că și toate? Aici, în Franța, am descoperit că lui Matei îi plac fructele de mare. Și eu mănânc crevete? Bravo, noi știm că tu mănânci toate crevetele. Iar acum, să încercăm niște bruscuțe. Ce e, tate? E carne de găină. Carne de găină înseamnă? Sau de iepuraș? Are și iepuraș, are și găină, are și porumbel. E gustoasă, nu? Tate, dar sunt broaște din alea gigante. Are o leacă de carne pe ele. Mami, știu ce să mănânce francezii. Sunt gătite la grătar, tate. Mircea? Incredibil. Dacă ne pierdut în păzure, e foarte bine să găsești un ment să pui la foc și gata. Supraviețuiești? Da, și să iei o zi. Mami, iar Matei își face poze pentru contul lui Instagram. Băi, deja? A două broscuță toate! Ia privești, de aici au rămas oasele. Tati, deci? Adunăm broscuțe și mielci. Nu știu încă cum de ne-au hotărât noi să mâncăm așa ceva. Iar Matei continuă să mănâncă broscuțe. Mielci, nu? Doar broscuțe. Mai vrei unul? Mai vrei una? E carne! Hai să te vedem cu tine. Tot este porzită. Așa. Da. Și? Gustos. Eu zic că cel mai impresionat este Matei. Priviți la el cu ce poftă mănâncă. Bravo, Matei! Aici ne-au spus că broscuțele se mănâncă așa cu mâna. Cum a fost?
A zburat. A sărit. Oac, oac, oac. I-ai găsit, Matei? Matei căuta papucii adidașii și nu-i găsea. Da, ți-ai găsit loc bun de schimbat acum. În concluzie, dacă am fi locuit aici... Venim tot timpul, în fiecare weekend, la restaurantul Chez André. Chez André e foarte, foarte, foarte gustos. Am gustat și din astea, și din astea, și melci, și broaște. Foarte gustoase, chiar dacă auzi. Și toate au fost delicioase. Chiar dacă îți pare că e ceva scârbos, grețos, este un deliciu nemaipomenit. Spre exemplu, dacă îți plac cartofii, trebuie să iai un melc, să te gândești la cartof și îți pare că e cartof. Și dacă ești înăuntru în restaurantul acesta, ai poftă să mănânci de toate. Cum am ieșit de aici, nu mai vreau să mănânc melci. Da, Mircea nu prea a mâncat broscuțe. Nu a vrut. El aici, în creierașul lui, mereu se gândește că nu-i gustos și nu mănâncă orice. Dar data asta am mâncat melci de două ori. Eu la început am spus că îi lasă, că melci o să îi las și o să mănânc graște. Dar a fost tot invers. Am mâncat melci și n-am mâncat broscuțe. Mami, dar ce miros vine de acolo? De mare, de ocean. De acolo. Melissa, ne mai întoarcem aici? Cu siguranță, Mami. Mergem în fiecare zi. Este un restaurant. În Franța, aici venim. Și aici mănâncă doar cei care sunt focari. Și nu este loc. Am avut noroc? Mereu este plin. Am avut, mami, parte de oameni care erau cu inima mare și ne-au primit. Chiar dacă eram mulți. Mulți, da. Dar priviți cum stă oamenii în rând la restaurante aici. Și am văzut, tati, că au steak de vită foarte delicios, așa zic toți care trec prin acest restaurant. Dar noi, mami, am venit să mâncăm nu bif, ci mâncare tradițională franceză. Melci și broaște! Și broscuțe, care sunt doar acolo. Iar ce văd acolo? Arca de Triumf din Paris! La de Triumf? Foarte masivă, pe lângă cea din Chișinău. Cu toate că și a noastră din Chișinău e foarte frumoasă. Oameni, dar și în București este Arca de Triumf. La fel de mare și frumoasă. La București încă trebuie să ajungem. Dar și în Chișinău. Iar acum intrăm în cel mai masiv magazin mall din această zonă. Din zona centrală. Îmi pare chiar din din Paris, din Franța. Dar am înțeles că prețurile sunt pipărate, dar noi mergem să verificăm, să inspectăm. Hai să vedem dacă e aici. Hai! Iar aici sunt jocuri gratuite. Gratuite, tati, poți să joci. Iar vrei să-ți faci tu? După multe așteptări, am reușit să ieșim, deși m-am încurcat la început. Ia uite, tati, avem acolo un manechin care nu se miște. Hey, ia să vedem cât costă haina de pe acest manechin. Deși am spus la început că este cea mai mare galerie, de fapt nu e de aici, ci din altă parte. Este lângă Tour Eiffel, acolo găsiți un magazin enorm de mare, un mall, de fapt. Manechinul vine aici. Oh, și manechinul este. Și acum ce facem? Mergem spre turnul Eiffel. Acolo sunt niște. Poate reușim acum, tati, dacă n-am reușit dimineața. Vom reuși. Și tati, știi din reclamele alea care arată că toți stau cu nasul în telefon și citesc, ea privește aici. Toți ca unul, dar cel mai probabil că este după serviciu și mă citesc din știri, așa cum o făceam și noi, sau paginilor de socializare. Iar aici e butonul fermecat, când se deschide ușa. Dacă nu deschide, nu a păzut pe bătanul acela între minesului. Da. Și câte biciclete! Uai, foarte, foarte, foarte multe! Luăm câte una și plecăm? Unde, mami, să plecăm? În Moldova, în România? Unde să plecăm cu ele? La Muntenegru.